Suntem pe ultima sută de metri a... a istoriei misiunii transculturale și este un mare har că și noi românii, bisericile creștine după Evanghelie, putem să fim părtași la această lucrare. Nu este doar o misiune transculturală, nu este o corvoadă, nu este așa o... ceva, o povară, dar este o responsabilitate, este un har. Este o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a ne dat-o, ne-a încredințat-o nouă românilor, creștinilor după Evanghelie, să fim și noi părtași la lucrarea aceasta de extindere a Evangheliei până la marginile pământului. Cartea se intitulează Acum este timpul potrivit pentru România. Acum, acum este timpul potrivit pentru România. Gândul să scriu această carte a apărut cu 2 ani, 3 ani în urmă, când ne apropiam de sărbătoarea a 10 ani de existență agenției Kairos. 2017 la Suceava am avut această sărbătoare și atunci m-am gândit că este frumos să fie niște repere, să fie o carte în care să fie practic niște file de istorie. Cum a început, de unde a venit ideea aceasta, viziunea aceasta pentru agenției de misiune și cum s-a dezvoltat și cum am ajuns la o agenție de misiune. Vă spun că în 2006-2007, când Domnul ne-a pus pe inimă rugăciunea pentru misionarii puțini care erau dintre creștini după Evanghelie plecați pe câmpul de misiune, am început în apartamentul casei noastre să ne rugăm. Și eu obișnuiesc să spun, agenția Cairo s-a născut pe genunchi. Niciodată nu mi-am închipuit că vom avea o agenție de misiune. Am început să ne rugăm, să mijlocim pentru acei puțini misionari care erau pe câmpul de misiune. Și așa lucrarea asta a crescut. Cartea conține practic uh, file de istorie, să zic. Uh, conține istoria, cum a început Agenția Kairos, cum s-a dezvoltat, cum am ajuns uh, aici unde am ajuns, să avem uh, 20 de familii pe câmpul de misiune, să avem uh, uh, voluntari 35 de voluntari, birouri zonale, departamente... Nu știu, cei care nu cunoașteți detaliile acestei lucrări, în carte este un capitol despre linia a doua, despre cei care suntem în linia a doua, reprezentanții zonali pe care îi prețuiesc, bordul agenției, Consiliul Director al Asociației, toată structura aceasta este prezentată în carte, de asemenea un capitol în carte este un capitol despre linia întâi. N-am avea linia a doua dacă n-ar fi cei în linia întâi. Aceștia sunt importanți, misionarii care duc Evanghelia. Și în carte povestesc puțin despre contextul lucrării, provocările lucrării, arșița lucrării, provocările spirituale pe care le au un capitol despre războiul spiritual. Nu știu cât ne simțim acest război spiritual, dar orice călătorie pe termen scurt, dacă stați de vorbă, plecați urechea la Povestirile misionarilor, la experiențele misionarilor, veți vedea că este o luptă. E un război spiritual care se dă în familiile lor, în preajma lor, în plantările de biserici pe care le fac. E un război spiritual și ceva din războiul acesta spiritual surprinde în această carte. Și apoi cartea se încheie cu un capitol, cu o privire în viitor. Cum am înțeles cine ne-a încredințat Dumnezeu? La ce suntem chemați noi astăzi? Privirea aceasta în interior pe care Dumnezeu a imprimat-o în inima noastră în ultima vreme și privirea în exterior, încotro ne îndreptăm după lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Spunea fratele Virgil, o biserică fără misiune azi este o biserică fără viitor mâine. Eu cred că bisericile creștine după Evanghelie au un viitor și e mare har, din nou spun lucrul acesta, este un mare har că noi suntem părtași lucrării acestea de răspândire a Evangheliei până la marginile pământului. Cartea costă 16 lei, spunea fratele Ceslav, vândem să citiți cărți. Eu doar întăresc ce spune fratele Ceslav, vândem să citiți cărți și să nu întrerupeți șirul acesta de. Producere de cărți. Spunea fratele impresionat de creștini după Evanghelie, așa de mulți creștini după Evanghelie care scriu cărți. Eu zic că nu sunt chiar așa de mulți creștini după Evanghelie care să, fie, să scrie cărți. Era o perioadă când am fi vrut să scriem cărți și n-am putut să scriem. A venit perioada când putem să scriem cărți, dar nu prea scriem. Nu prea avem oameni care să scrie. De aceea eu zic prețuiți cărțile scoase de Emanuel Răduț. Fratele Ieremia Rusu sunt cărți pe care eu le apreciez. Cum să le apreciez? Să le cumpăr. Nu doar pentru mine. Eu mulțumesc Uniunii că a cumpărat 170 de cărți la, la preț de tipografie. Cartea costă așa 16 lei. Dar putem să contribuim și să încurajăm. Știți că dacă nu se vinde cartea asta în proporții de 50%, nu avem bani să, cum, să investim într-o altă carte. Eu vă mai spun ceva, cartea asta încă nu-i plătită la tipografie. Dar am pășit prin credință, în speranța că vom putea să o achităm și să putem merge înainte să scriem și alte cărți. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze!